Bună dimineața, mă rog, sau poate când vedeți voi, bună seara. 7:30 dimineața, mergem la filmare. Mi-a zis Daniel, deja au ajuns, deși întâlnirea era la 8. Mă rog, așa e când ești bătrân, nu mai ai răbdare. Știu de la bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească. Glumesc, evident, cu faptul că ei sunt bătrân, dar zic și eu așa. Am nevoie de un minut cu voi. În primul rând, să vă spun că astăzi, după cum ați văzut din titlu, testăm Model S Plaid. Eu am mai testat Model S Plaid la minus 5 grade cu Bogdan, care o să pun acum thumbnail-ul și clipul pe ecran ca să vă aduceți aminte. Și Model S și Model X. Clipul ăla n-a avut reach-ul de care avea nevoie pentru că a avut un thumbnail stupid de prost. Prost rău de tot. Așa că, pentru cine vrea mai multe informații, acolo sunt prezentările celor două mașini. Aici este o completare, o probă de condus, un test de consum, o reacție din partea lui Mihai și a lui Daniel. Deci dacă vă lipsesc informații, le găsiți în acel clip. Aici o să prezentăm și mașina, dar o să prezentăm și mai mult, o să fie un clip mai mult de reacție, de condus. Acum, ieri, în timeline-ul meu, am depășit 565.000 de abonați. Ceea ce înseamnă că am depășit vechiul meu canal AutoVantage la abonați. Și pentru asta vă mulțumesc. Într-un an jumate am reușit să îi depășesc pe cei de la care am plecat. N-am nicio problemă cu AutoVantage, mai colaborăm, mai filmăm împreună. Doar vreau să vă mulțumesc că vă uitați la canalul ăsta și vă abonați și fără voi nimic din ce vedeți aici, Model S Plaid și alte mașini, n-ar putea fi posibil. Așa că vă mulțumesc și dacă nu sunteți încă abonați, gândiți-vă că ajutați un canal să crească și să prezinte super mașini. Și noi, și vechi, și BMW Z1, Honda NSX, chestii de genul ăsta. Acum, nu uitați că avem două giveaway-uri. Deci la, sau până într-o 100.000 avem un giveaway cu o mașină 0 km. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la mașini cu Luci Popa. La 100.000 avem giveaway cu o mașină care este rulată cei drept, dar cu ajutorul celor de la Piese Automoreni, ea este într-o stare foarte bună. Tot ce trebuie să faceți să cumpărați o piesă de la Piese Automoreni, indiferent ce-o fie, livrare în țară, prețuri competitive, momentan doar e-mail și telefonic, urmează site ca să puteți da comenzi și atunci o să fie mai ușor. Dar deocamdată spuneți vreau și o ulei sau vreau și o filtru de aer sau vreau și o odorizant sau nu contează. O piesă și sunteți înscriși în giveaway de 100.000. Da? Trebuie să faceți asta, să fiți abonați. E simplu. Acum hai să vorbim despre consum. Cât consumă mașina asta de 1000 de cai putere? Cât curent consumă? Consumă în felul următor. Pe autostradă la 140 la oră consumă 25. Și aici înseamnă că mașina face 400 de kilometri, 25 kW la 100 de kilometri. Ceea ce înseamnă că la 140 la oră face 400 de kilometri. Eu zic că ți ajung 400 de kilometri, te mai dai jos la un supercharger, te mai duci la toaletă. Care a fost traseul meu? A fost București, de unde am plecat cu 93%. Am ajuns cu 63% la Pitești, m-am oprit la supercharger, nu pentru că trebuia, că mai aveam 63% baterie, dar trebuia să mă duc la toaletă neapărat și trebuia să mă uit și eu la sprintul de Formula 1 din Belgia. Și de asta am oprit. A stat mașina mai puțin de jumătate de oră la încărcat și a încărcat până la 100%, că mulți stau puțin până la 80% și da. Eu am lăsat-o până la 100%, erau mai multe încărcătoare libere, am zis de ce nu. Am băgat-o în supercharger, s-a deschis mașina, am conectat-o, s-a încărcat, am scos-o și am plecat. Adică nici măcar n-am scos un card, o aplicație, nimic, nimic, am băgat, pac, la revedere. Apoi, de la Pitești la Craiova, cu tot cu drum expres, mergând legal, 100% legal, în limitele de viteză, plus depășire, că pulii mea e mașină de 1000 de cai putere, mi-a consumat 18,6. Adică foarte bine. La un asemenea consum, mașina chiar trece de 500 de km de autonomie real. Asta a mers cu ea pe chill. Am ajuns în Craiova, n-am mai încărcat-o, ba nu, am încărcat-o mint, am încărcat-o la mine acasă, de la panouri solare, dar la 2 kW, de la 78 la 83%, așa, peste noapte lejereană. Apoi m-am dus, am luat niște prieteni, m-am plimbat cu ei prin oraș, le-am arătat mașina uluitor de la 83 la 67%, apoi am băgat-o la 67, am încărcat-o cu 2 kW, până la 78%, că am ajuns la 2:30 dimineața și m-am întors la, și acum am plecat la 7:30 de acasă. Și da, i-am dat câteva șprițuri, am mers în afara Craiovei ca să fie, n-ai unde în oraș să mergi cu mașina asta și să testezi accelerația. Am fost în afara orașului, am mers un pic cu mașina și a crescut consum. Dar ce trebuie să țineți minte acum? Deci de la Pitești la Craiova plus dat în gură, consumul este de 20,7 kWh. Not bad.
crescut de la 18 la 20. Consumul total al mașinii, pe tot ce am mers eu cu mașina, 304 km de la București până acum, 22,5 kWh. Not bad. Total de 68 de kWh. Acum, ce nu intră în consumul ăsta, de 68 de kWh consumat? Nu intră precondiționarea bateriei, nu intră sentry mode, nu intră pierderile de consumator de peste noapte. Bine, asta a fost la încărcat, n-are ce pierderi să aibă. Dar nu intră precondiționarea bateriei, nu intră climatizarea staționară, nu intră mai multe chestii. Efectiv, nu intră sentry mode, că și ăla mănâncă destul de mult. 22,5, not bad, la 1000 de cai putere. Și acum hai să facem calculul. Dacă ar fi fost să încarc de la supercharger pe toată, da? Deci cât am consumat eu? 22,5 ori 1,9 lei, că cam atâta e la supercharger acum. Pune 2 lei, pune 2 lei și vine 45 de lei pe 100 de kilometri la o mașină de 1000 de cai putere. Eu nu sunt cel mai mare fan al electricelor. Bă, dar la 45 de lei pe 100 la mașină de 1000 de cai, parcă merită. Parcă merită. Hai, scuze că am lungit-o atât. Urmează clip cu Mihai și cu Daniel, Tesla Model S Plaid. Vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți. Mașini cu Luci Popa. Începe. Pou! Acest clip nu putea fi realizat fără prietenii noștri de la mașinilacheie.ro, platforma prin care poți compara și poți rezerva oferte de închiriere auto de la peste 50 de firme de rentă car, nu știam că sunt atâtea, din peste 14 orașe din toată țara. Știam că sunt peste 14 orașe în România. Cum funcționează? Cauți pe Google www.mașinilacheie.ro. Dați alege orașul, perioada și sunt prezentate mașinile disponibile, ofertele calculate și explicate, apeși pe rezervă și mașina îți este destinată ție, garantată ție, e a ta. E simplu, intră pe mașinilacheie.ro și planifică-ți următoarea călătorie, ai linkul în descriere. Și pentru că vă uitați la subsemnatul, aveți codul LUCIPOPA50, adică 50 de lei reducere la următoarea închiriere. Baftă! Și acum, hai cu clipul. Doamnelor și domnilor, Model S Plaid, Automaster Chef by Mihai Popescu, Daniel Constantin Leulescu, abonați-vă la toate cele trei canale, pentru că numai așa veți vedea astfel de mașini pe canalele noastre. Și Mihai, ce tricou ți-ai luat? Ai speriat orașul cu mașina asta azi noapte. Păi, nu am speriat nimica, pentru că nici măcar nu m-au auzit. Nici măcar nu m-au toată auzit. Doar te-au văzut așa. Toată Antenia. Da. Și invers proporțional cu înălțime. Iar ieri când stăteam aici, așa, înainte să filmăm, vine un băiat la mine, coboară dintr-o mașină de mehe dinți, ghișe-mi zice. Să la mei între dinți. Să trăiți, domnul Popa. Da. Nu cred. Ba da. Da. Nu cred. Ba da, așa a zis. Zic, băiatule, nu vezi cât am crescut? Eu să fac o poză cu dumneavoastră? Cum să nu? Cum să nu, da. Popa, ce să zic? Popa și Popescu, e normal. Felicitări pentru achiziție. Mulțumesc frumos. Să stăpâne sănătos. Mă Doamne bucur. Ajută. Mă bucur că ți-ai luat așa ceva. Deci nu fura curent degeaba? Da. Da. Veniți gratis, bănuiesc. Bă, da, eu am venit gratis, dar asta e altă poveste. Dacă e să o încarci la Tesla Supercharger exclusiv, te costă 45 de lei pe 100 de kilometri la 1000 de cai putere. Nu mai e gratis. Poftim? Nu mai e gratis. Nu mai e gratis. Din primăvară, parcă. Eu am încărcat gratis din motive, dar nu contează. Da. Da, știm cum încarci tu gratis, nu e problemă. Dacă furi și de la Supercharger gratis, îți dai seama. Îți dai seama. Te blochează cu fața, știi? Nu, are vreun cont din ăsta de service, știi? Nu se știe. E. Hai mă, Popa, mă, că noi știm ce faci tu. Știți ce fac eu, da? Hai. Și abonații știu ce faci tu. Uite, explică-ne ce faci. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Vă zic că are cauciucuri de-astea, mă, de în ușa. Made in USA. Anvelope Michelin Pilot Sport 4S, care, bine, acum a apărut 5S-urile, dar n-am apucat să pună și pe asta. Cele mai bune anvelope sport. Vreau să spun că la plecare de pe loc, mașina nu pierde deloc aderență. Asta și datorită anvelopelor, dar și datorită torque vectoringului inteligent făcut de motoare electrice, care are 3. Două pe spate, unul pe față și funcția de diferențiale făcută de electronică, știi? În spate, cu cele două motoare. Model S, ultimul facelift. Mașina asta, gândește-te că e pe piață de 11 ani. Cu două facelifturi. A, da. I-au mai tăiat din volan? I-au mai tăiat din volan. O să vedem și volanul. Da? Impresionante frânele și faptul că pe etrier scrie Tesla. Da. Unii aleg să pună furnizorul frânelor, alții aleg să pună numele marca brandului. Automobilului.
Exact. Poți să ai jante de 19 pe aia dacă vrei mai confortabilă. E destul de confortabilă, după cum o să vedem. Poți să alegi să ai jante de 21 cum sunt astea, care arată un pic mai bine. Am văzut una cu jante pe 19. Mi se părea un pic prea mici, dar cred că confortul este demențial. Cumva suspensie pe perne? No, suspensie pe perne, da. Suspensie pe perne. De mulți ani mașina vine cu suspensie pe perne și se poate ridica și coborâ. Acum ea e, cred că undeva pe high sau pe normal. Știi, poți să o pui pe very high sau poți să o pui pe very low. Da, vrei să știi ce strategie de marketing a avut Elon Musk când a apărut acest model? Ia zi. A spus în felul următor. Lumea era reticentă în America. Dom'le, de ce să cumpăr eu una de asta? Nu știu ce valoare reziduală o să aibă. Dăm o poală de bani. Și Elon Musk le-a spus în felul următor. Ok, în momentul în care vrea să o dați la buyback, eu vă voi da prețul pieței pentru ce mașină alegeți voi dintre Audi A8, Mercedes S-Class sau BMW Serie 7. Aoleu, păi alea se te valorizează cel mai mult. Da, în momentul în care a apărut asta, da, nu știau ce valoare reziduală o să aibă. Da, și așa i-a convins. Și spun eu cum i-a mai convins. Toate Model S până în 2016 au încărcare rapidă la supercharger pe viață, gratis. Pe viață, pe viață. Da, din 2012 până în 2016, dacă tu îți cumperi una la mâna a doua, pe viață încărcare gratis. Ce-i drept, încep să îmbătrânească bateriile de pe mașinile alea. Nu știu cum vor fi. Am citit despre una care avea peste 1.000.000 de mile și schimbase de două ori interiorul pe garanție, scaunul de la șofer, da, bineînțeles, și odată setul de baterii, odată motoarele. Iar totul s-a realizat pe garanție. Mașina făcea gen Uber între Las Vegas și nu știu ce localitate. Dar omul era mulțumit pe ansamblu. Și încă o dată, în America, protecția consumatorului, da, este protecția consumatorului. Să știi că și aici, dacă te duci cu mașina, ei nu strâmbă din nas. Ei nu strâmbă din nas. Nu mă refer la producător. Uh-huh. Mă refer la valoarea banului plătit, că e cumva înțeleasă. Păi e cumva și înțeleasă, din cauza, da, asta, și BMW, în momentul în care a lansat seria 7, a mărit perioada de garanție de la 3 ani la 4 ani datorită problemelor avute și pentru a preîntâmpina anumite procese colective, că la ei e suficient să adune 2-3 și începe să tremure producătorul. A nu se înțelege că asta e o mașină de 150.000 de euro perfectă, adică mai avem lufturi, mai avem cheder pe aici sărit, mașina are 1900 de kilometri, e nouă, știi? Uite, aici, da, nu se aliniază cel mai bine, dar vrei să știi ceva? Proprietarii de Tesla n-au nici cea mai mică grijă. Feeling-ul unei mașini adevărate, pentru a fi transmis către cumpărător, îți trebuie o echipă de testare pe care să aibă ceva vechime în spate. Și ia uite aici ce se întâmplă când o speli cu soluții din România. Eu n-am spălat-o, așa am luat-o, n-am apucat să o spăl. Sau s-ar putea să mai fie o chestiune. Toate mașinile din fabrică vin cu un strat foarte gros de ceară. Care nu s-a luat încă. Da. Pentru a preîntâmpina eventualele, să zicem, deteriorări. Și această ceară trebuie dată cu soluții, trebuie dată jos cu soluții speciale și e o procedură de spălare mult mai laborioasă decât un simplu jet dat pe mașină. Este. Avem căpăcele ca să nu se fure prezoanele. Culoarea se numește Midnight Silver, deși e gri, nu e silver. Și cum îți dai seama că asta este un plaid? Că pronunția e plaid, nu plaid, corectă. Aia ce e acolo? Asta este emblema plaid. Plaid care vine de la un film Spaceballs, care era o parodie după Star Trek. Și în momentul în care nava lor spațială atingea cea mai înaltă viteză, ăla a zis, they've gone to plaid. Știi? Și de la asta vine. Păi oricum, parcă și în Războiul Stelelor, când intrau în viteză. Da, exact, warp speed, știi, așa. Intrau. Exact. Oricum, domnul Musk știe ce face pe piața asta auto și pe piața banilor. Oricât de mult l-ai de pe întreaga planetă. Eu nu-l urăsc, eu îl simpatizez chiar. Ca și pe Donald Trump, de altfel. Dar, datorită acestor mașini excentrice, care au apărut de ceva ani, în curând va apare acea Tesla pentru săraci. Doamne ajută! Iar când va apare acea mașină cu un preț de 16.000 de euro, curabla, cu ceva putere și ceva dimensiuni făcută de acest producător, când o să apară, nu o să mai fie... Pe ce că apare anul viitor? Ia. Doamne ajută! Ia, bine. Ia, apropo că vorbiști de lufturi. Ia uite. Da. Iar abatează bancheta că tu ajungi, tu ești mai înalt. Da, și o împingi. Banchetă rabatabilă 60-40. Iar aici mai avem un buton, două, care fac același lucru. Deci, poți să o...
Păi alea pentru din nuntru și alea pentru din portbagaj. Da, exact. Păi, într-adevăr, uite, la partea asta de calitatea asamblării, să zicem că la nivelul producătorilor europeni de buget, de duzină, nu premium. Da. Dar ce e dincolo de chestia asta, nu mai e de nimeni. Motoare, știi? Baterii, exact. Sistem de ventilație, climatizare, că eu am scos consumul ăla. Deci pe autostradă la 140 la oră cu clima pornită, scaunele ventilate pornite la 35 de grade, faci 400 de km la 140 la oră. La mers normal de la Pitești la Craiova, am mers cu un consum de 18 ceva, 19, faci peste 500 de km cu ea. Peste 500 de km. Deci, da. Impresionant. Ia. Da. La ce alt producător am mai văzut atât de puține uniri ale caroseriei? Că nu e nici sudură și nu e nici nituire. E o presare cu... Da. O tehnologie mai... Pe aluminiu. Da. Ciudată. Da, la și Jaguar mai e așa. Nu e totul perfect, da, știi? Da. Asamblarea, construcția nu e perfectă, dar îi pasă. Cel care o cumpără nu e la prima mașină, cred că mai are un parc auto. Și o cumpără pentru a se distra, pentru a vedea și pentru a o încerca. Fii atent aici, stai. Tapiseria totuși, plus la asta, e de bună calitate. Pentru că la facelift au îmbunătățit tot ce înseamnă materiale în interior. Ce vreau să zic? Uite, te duci aici și spui open butthole. Da? Fii atent aici. Open frunk. În românește nu zice? Nu. Nu știe încă românește. Oricum, încă o chestie, tu ai observat ceva? Românii noștri încep să le cumpere. Nu chiar din asta, dar Model 3. Model 3 și Model F10, Y. Că tot avem un F10 aici, devine Model 3. Da. Dacă în spate portbagajul este cel mai mare din clasă. Dă-mi puțin să te filmez. 709 litri. Aici avem 89 de litri. Vreau să văd faza cu cablu. Ce faza cu cablu? Hai. Ce? Ia cablu în spate frumos, așa. Pe umăr. Cum te-ai deplasat tu, știi tu, pe timpul nopții? Și îl rugăm pe Bogdan să întunece imaginea puțin. Nu. Ia filmați aici. Ce? E cablu nemțesc. Da. Hai, mai ia cablu în spate. Păi da, am și fabrică în Germania. Hai, mai ia cablu în spate. Ce să fac, mă, cu el? Hai să vedem cum și întunecă Bogdan imaginea, bagă un cerc cu nori așa. Cum furio pune. Așa. Cum furio pune cu cablu albastru. Lasă-mă că. Nu cu albastru, cu negru, nu? Da. Cablu domestic e negru, ce-i drept. Așa spune, recunoaște. Bogdan să pună pe filmare. Uite. Așa se fură caii pe răcoare. Cai mulți. Uite, aici. Nevopsit și interior. Nevopsit, da. Mă rog. Și ei, deci, dar nu, lasă. Și de la francez ceva. Mercedes EQS, Mercedes EQS care e mai scumpă, nu arată putere. Și dacă e să mă întrebați, nu are nici calitatea asta la interior. Are toată capota nevopsită. Nu numai partea aia, toată capota pe interior nevopsită, știi? Aici bagi lichid de parbriz și aici se află motorul și sistemul de climatizare. Sistemul celebru, de fapt nici nu știu dacă asta are octovalva, da? Deci, măcar atât. Și scaunele de pe asta sunt mult mai bune decât primele S-uri, decât Model 3, decât Model Y, știi? Adică sunt destul de confortabile, chiar dacă n-au masaj. N-au masaj? N-au masaj. N-au încălzire, ventilație, ai volan, dacă se poate numi volan încălzit. Dar să știi că la... Îți dă volan întreg dacă plătești 200.000 de euro. La o mașină de... Poți să-i pui volan normal. Dacă. La o mașină cu tehnologia asta și cu plăcerea asta, chiar și eu iert orice defect de asamblare, de... funcțional. Bă, e închisă? Da, mă, dar e închisă. De lufturi, de chestii din astea. Adică, uite, capota, știi, mai... Știi că e posibil putin să fi fost lovită pe partea asta. Nu e. E nouă mașina. Bă, e 0 km mașina. Verific-o pe aplicație. O verific, dacă vrei, 20% car vertical, cod Luci Popa sau link în descriere. Și presiunea e 2.8, îmi spun eu. Olanda. În Olanda e făcută. Nu e făcută în Olanda, e adusă din Olanda. Da. Da. De aici, pe aici a fost importată, știi? Prin Olanda a venit ea în Europa. Ăștia... Da, că n-au fabrică în Olanda, știi? Au doar... Păi e probabil ca și la alți producători, știi? Vine fără vin și fără ceva care se termine, îi se pune în Europa ca să iasă în serie de Europa. Și uite presiunile. Farurile noi sunt Matrix LED. Popa, ce să mai? Ce să mai? Hai să ne plimbăm. Stai, locul spate, atâta vreau. Lasă-mă să mă urc atunci, că rămân în spate, nu mă mai dau jos. Mă doare spatele. Ține aici. Vezi că trebuie să o conduci și tu, trebuie să o conduci Daniel pe asta. Trebuie să o conduceți amândoi, dar întâi o conduc eu. Da. Bă, având în vedere cum e trec la scaun, urcă-te Daniel la volan totuși puțin să facem scaunul. Niciun nu, urcă-te în dreapta ca să nu-l strici acum, ca să nu-l strici acum poziția la volan, să mi-o strici după, urcă-te în dreapta. Niciun fel de buton. Băi, da, dar avem un display spate. Și aici. Un display pe care te poți juca jocuri, care are Netflix, care are YouTube și care are cine jocuri. Netflix? Să bagi contul tău.
Total, bravo, las copac pe al tău. Da, da, Spotify poți să asculti pe gratis. Dar cutia de depozitare are aici. Nu, e, nu era bani. Da, Daniel, și fii atent aici. Doamne, ridică suporturile de pahare și acum... Păi aia vreau să spun. Că, da, dar cât bagi. Da, bagi. Domnule Popa, însă în spate, bancheta e ok, pielea e bună, profilarea e bună, dar fii atent o chestie, nu am cotieră și nu am niciun fel de cup holder. Cum ai observat nu? Lucrul ăsta? Cum nu? Păi unde sunt ea? În... În ce? În aia. Cum? N-are. N-are? Nu, nu se reabatează. Dar parcă avea înainte. Păi probabil că e opțiune. Nu, bine. Asta e cap tot ce vrei pe ea. Mă rog, aia din spate n-au pus bancotile la mașină. Ia. Mai ales la mașina asta. Vezi care are cârlig. Da, să stea foarte mișto. Ia uite, pac. Amortizate. Ia uite. Hai bă, că, bă, mă scuzați. Știam și eu care. Da, corect. Și am impresia că aia e wireless charging. Ia, pune acolo. Aici e butonul. E wireless charging. Da, acolo e butonul. Aici e butonul. Ba da, ba da, ba, ba da. Da. Acolo. E cu wireless charging era. În spate. Și încă o chestie. Și e electrică, nu? Ce? A, nu. Aia închizi. Închizătoarea, da. Iala. Și USB-urile din mașină încarcă cu 36W. Deci super fast. Și 15W wireless charger. Asta e singura mașină de pe pământul ăsta, pentru că n-are Apple CarPlay, la care eu chiar am folosit wireless charger. N-are, are Apple Music, dar are oricum, Apple știi că se zvorește că va ieși și un telefon făcut de acest producător. A fost? Păi nu e scos încă. Cum mă? L-a dat Buchnic giveaway. L-a dat? Da. Nu îl urmăresc. Sau da. Totul este magnetic aici. Da. Cu magnet. Shogun. Trebuie să recunosc, vezi plafonul ăsta, oricât de multă protecție ar avea, tot bate soarele prin această sticlă. Tot așa. Mare suprafața vitră. Aici a avut un sticker care a fost... dezlipit neprofesionist. Da, a avut un sticker. În rest, luminile sunt așa. Mihai, ai stins lumina aia, ai stins-o. Am stins, eu și Tesla, am stins lumina la toți. Alcantara pe plafon și materialele au fost mult, mult îmbunătățite. Asta știi că e un interior mult. Un pic luminos și plăcut, așa. Nu e... Știi ce am observat? Când am luat mașina, avea o pată aici. Se curăță foarte ușor. Păi designul este minimalist. Dar știi ce îmi place? Are și ceasul în dreptul șoferului sau ce display. Spre deosebire de, da. Știi? Model S. Bine, volanul ăsta care lipsesc bucăți din el, într-adevăr. Poate că el lipsesc bucăți din el ca să vezi ceasurile, știi? Abia aștept să-l vedeți. Așa, și acum, hai să mergem, zic. Fiți atenți aici. Chide geamurile. Fii atent. Asta e semnalizarea stânga. Mihai, ușa ta e deschisă. Păi nu are și ea soft close? Nu. La 2,3 tone. Așa semnalizezi dreapta, așa dai flash-uri, da? Așa claxonezi. Să nu începi iar cu chestiile alea, știi, cu ce ți-a plăcut ție la mașina. Cu beșinile? Da. Open glove box. Așa se deschide torpedo-ul. Nice. Da? Nu poți să-i dai close glove box dacă vrei să-l împingi. Aici am cheia, da? Pentru că trebuie să ai cheia aici ca să... Bine, asta dacă n-ai telefonul la tine, eu am cheia, n-am aplicația pe telefon. Și dacă vrei să o pornești... Păi ea merge. Gata. Înțelegi? Gata. Și ăsta e schimbătorul de viteze. Înainte, te duci înainte, înapoi, te duci înapoi. Mare atenție că n-are senzor de parcare. Da? Și așa o bagi în parc. Păi ești în parc deja. Uite. Da, sunt în parc. Water park. Google Maps, clima pe 23. Și dacă vrei să mergi cu ea, că acum e pe chill, pe modul chill, poate să o conducă oricine. Literalmente oricine. Ce-i drept? Volanul ăsta e stupid. Adică, nu neapărat faptul că nu e rotund, cât... Bă, alo, Mihai, te umblași cu clima? Păi mă joc la clima mea, ce treabă am eu cu tine? Păi, eu influențez și pe asta. Serios? Da. Influențez clima planetei? Da. Pentru că la drum lung, da, stai așa, dar volanul e un pic prea gros, nu prea îți găsești o poziție foarte confortabilă. Fiind gros, îți obosește mâna, cumva, ținând... extremitățile. Da. Dar, na, te obișnuiești până la urmă. Cu semnalizarea mai greu, pentru că primele dăți, când am mers cu mașina, când semnalizam, făceam așa. Vezi, de-aia, deci, de-aia le place celor care au F10. De ce? Că nu semnalizează. Păi vezi, da, și se adaptează imediat. După ce te obișnuiești, păi e foarte simplu, uite. Stânga, dreapta, ai deci cameră. Pe camera din față. N-are. N-are în față? N-are cameră în față, n-are senzor de parcare. Botul este exclusiv curat. Are camere aici, pentru autopilot, pentru altceva. Știi ce mai are acolo sus? Mm. Dezabolire. Are, da. Încălzire în are încălzire zona da. În toată zona de sus pentru camere și parbrizul, când bate soarele, dacă ai zăpadă pe ea, se face portocalie. Fii atent aici. De ce? Face nu cineva știu de pișu ce. Pe ea? Are o soluție ceva. Oh. Ok, avem dashcam, dar nu știu de ce nu... Deci, ai cameră, dar ai cameră doar pe dashcam.
dashcam de fabrică, nu-ți mai trebuie altceva. Astea dacă le lași active și tu le vezi de pe telefon, îți vor mânca bateria. Îți vor mânca, da, din baterie, dar consumul ăsta nu se pune la consumul mașinii și nu se adaugă la consumul mașinii. Adică am un prieten, a băgat 700 de kW în ea și consumul arată doar 600 de kW oră. Asta pentru că restul sunt climatizare, sunt sentry mode și așa mai departe. Da, deci o să-ți mănânce din baterie. Aia poți să selectezi suspensia confort, autosport, advanced, uite, very high, high, medium și low. Deci să selectezi direcția, confort, nu știu ce. Asta e drag strip mode, ca să... Auzi, dar nu merge singură. Ludacris? Da, nu mai e Ludacris. Nu merge singură mașina asta? Ca să stăm de vorbă așa, știi, să facem cum... Ba, da, merge. Vreau să pui, Daniel, camera acolo, să se vadă și Mihai, să se vadă absolut toată lumea, da? Să sperăm că se văd, da? Băi, popa e bun la cap! Ei, asta înseamnă mașina. Asta am vrut să vă văd prima voastră reacție. Prima voastră reacție cu mașina asta. Lasă că conduc eu. Vai de capul meu. Deci e prima mașină de te doare centura. Da. De simți centura în umăr, știi? Când, da. Când, preferam să nu beau nici cafea aia de dimineață, deci mai bine nu. Da, te trezește. E cafea. Îți bagă o doză de adrenalină în tine mașina asta. E absolut ireală. Cât are 0-100? 2-3 secunde? 2,2 secunde. Fai de capăt. 2,2 secunde pe drag strip mode, real. Că zic că e 1,99 cu un picior luat cu one foot rollout, știi, ca să... Păi, practic intervine factorul uman. Da. Viteza de apăsare. Ce vrei să mai faci? Iar oprești ca cu F10. Da. Băi, popa, băi. Domnule Musk, ce să mane, ești tare. Te așteptăm prin România. Poate ne faci nouă o țară ca lumea. Uite barza sus. Uite barza sus. Uite barza. Wow. Trage la curent. Da, exact. Bă, ce să mai trebuie să... Oricum, am avut săptămâna asta, am avut numai cu... Am avut Volvo XC90 2022, 455 de cai. Aha, te opt. Am avut A8 4.2 motorină. Și acum... Deci asta a fost săptămâna cailor putere. Când mă uit la rablele mele și cu ce mergem noi românii, îmi dau seama cât de în urma lumii civilizate suntem. Eu am plimbat aseară mașini cu oameni cu mașini puternice și ei ziceau că dacă se urcă în mașinile lor, da. Păi nu, la capitolul accelerare nu poate o mașină termică niciodată, poate ceva monoposturi de Formula 1, chestii din astea să se apropie de genul ăsta de... Cât au monoposturile? De Formula 1, 1,9 secunde. Păi asta zic, deci vorbim de accelerații la nivel de monoposturi. Da. Dar cum ești cu modurile de condus? Cum e? Adică leveling-ul se înalță, se lasă singur sau și-l face automat? Acum nu, trebuie să-l faci tu. Dacă pe sport poți să-i dai pe high, poți să-i dai pe low dacă vrei să se lase suspensia. Uite, acum am dat-o pe low. Nu e indicat. Nu, las-o pe mediu, las-o pe mediu aici pe sectorul ăsta, iar colo pe poți drept. Poți să dau și pe high dacă. Nu, las-o așa, iar colo pe drept. Nu, de fapt ia două pe high aici, acolo urmează de nivelări. Păi de asta. Și colo pe drept, s-o lași, păi uite, pe o dau și pe confort, și pe high și pe confort. Și de ce s-ar putea la accelerații cu ea lăsată jos să fie mai brutală? Da, e mai brutală, da. Este mai brutală. E impresionant. Uite, vezi, până la 56 km la oră, ai, sau 35 de mile, cam așa, cred că așa vine, ai, sau 30 de mile, așa vine, o ține pe high, știi? Mm-hmm. Și după aia o trece pe asta. În rest, da, toate controlele le selectezi de aici. Apropo, o chestie foarte interesantă, eu am la mașina asta stând în soare toată ziua. Vreau să spun că nu poți să te atingi de ecran, mi-a fript degetul, efectiv m-am ars pe deget, mi-a provocat răni la mână, butoanele de pe volan, la fel, când reglezi tot ce înseamnă scaune, volan, oglinzi, mi-au provocat răni la mână de la stat în soare. Asta n-am mai întâlnit la absolut nicio mașină. Suspension charging, da, cât să încarci, mai avem 75% baterie. Autopilot-ul, setările pentru autopilot, setările pentru lumini, lumini ambientale, headlights pe auto, dome lights interior și așa mai departe, auto high beam, matrix LED farurile, evident, display-ul. Da, cu luminozitatea pe auto, poți să-i dai light să fie pe alb, dar eu nu pot pe alb. Nu pot. Ba, da, dar e mișto ăsta din spate alb. Da. Că e jos, știi, și e în contrast cu negru pătarelor, scaunelor și al mochetei. Să știi că e destul de plăcută bancheta, nu e rea. Deci nu e deloc rea. Mult mai bună decât primul S. Poziția la volan, că stai ca în mașină de curse și tu când apeși pe accelerație și pe frână, tu nu apeși în jos, tu nu apeși așa. Înseamnă că atunci când apeși pe pedale, tu te înfigi în scaun și atunci vei avea un grip mai bun și de, bine, de volan cât poți. Dar presiunea pe care tu o aplici se va simți în scaun și vei apăsa mult mai bine pe frână și pe
accelerație. Mult, mult mai bine. Te-ai gândit la un tratament? Nu știu. Dar mașina asta te face din Dr. Jekyll, te face Mr. Hyde, din Harvey Dent te face Two-Face, din efectiv. Din Batman te face Superman. Te fa- da, exact. Te și face din Luci Popa Mihai Popescu, cum ai zis băiatul ăla. Da, e. Cum ar fi. Navigația o știe toată lumea. Safety, service și toate cele. Dashcam-ul. Acum, vreau să mai pui camera să se vadă toată lumea, Daniel. Asta e... Eu aș zice nu, nu totuși. Pe așa zic și eu. Mergi și tu ca un, ca un om decent. Bă, Popa, bă, bă, nu așa cu mașina asta pe aici. Ce are, mă? E nisip pe jos. Las-o mai încet. Las-o mai încet, mai încet. Bă, Popa, mai încet. Popa, mai încet, nu fi dement. Nu sunt. Las-o mai încet. Popa, Popa. Luci. Gat, gat, hai. Gat. Da. E periculoasă. Este periculoasă. Cei drept stă pe, stă pe viraje mai bine decât mă așteptam. La prima... Vezi tu, la prima vedere, nu prea dă încrederea că stă pe viraje. Dar ea pare ușoară. Nu-ți dă încredere pentru că tu știi că e grea, care 2,2 tone. Știi că e mare. Și volanul ăsta, vezi, fiind așa, nu prea dă încredere, nu prea, știi, păi, odată scăpat din mână. Da, așa rămâne, știi? Așa rămâne. Oricum, ca se simte cu tot o altă mașină față de celelalte Tesla cu care am noi. Normal. Am mers noi datorită, știi cărui lucru, pernelor. Pernelor. Pentru că o astfel, da, de masă și o astfel de putere este gestionată mult mai ok de un sistem din ăsta. Da. Nu niște arcuri mecanice, deși eu prostie spus arcuri mecanice, niște arcuri oricât de performante ar fi ele și de bine reglate și de... Nu pot compensa o masă atât de mare, transferul de mase pe ruliu, pe tangaj. Nu. Și mai e o chestie pe care văd că nimeni nu o aduce în discuție. Ia zi. Băi, asta e o mașină americană, ăștia nu știu decât... Drept citare. Exact! Adică pana mea când vine curba, îți faci cruce! Îți faci cruce, dar faza e că stă. Aia e chestia. Cine n-are centura? Mihai, ia mâna de pe centru. Ah, da, chiar bravo. Dacă pui mâna pe scaun, crede că e loc ocupat. Crede că e loc ocupat. Sunt greu eu. Departe de mine de a aduce o blasfemie celor care au muncit la mașina asta, dar una e să concurezi, nu știu, zeci de ani în raliuri, să ai un pedigree sportiv. Uh-huh. Oricâți oameni ai aduce să-ți lucreze, da, va interveni întotdeauna chestia umană. Eu sunt mai deștept, eu fac mai bine. Pe când la un producător consacrat, acolo există coeziune, să spunem. Dom'le, pedigriul firmei noastre este asta. Toți lucrează la... transmite acel feeling proprietarului și, pe de altă parte, au experiența necesară. Iar începe. Ha, mă, fii serios, bă, ce dacă nu e sătul de chestiile astea? Păi n-ai cum să fii sătul de chestiile astea. Dar nu e scopul să faci asta. Păi... mașina asta n-a fost făcută doar pentru asta. Bă, eu cred că a fost făcută doar pentru asta. Asta e, efectiv, marketing. Marketing e asta ce facem noi acum. Le păi facem... da, tu încasezi bani, tipul face 100 și ceva de mii de vizualizări. Noi rămânem cu Gloria. A, și cu pizza. Da. Singura chestie e că mie deja mi-e rău. Păi lasă că acum treci tu la volan. Treci tu, Daniel, la volan, dă-te jos, treci acasă. Nu încercați asta acasă. Iar în pauza asta, cât domnii se schimbă la volan, abonați-vă și voi la Daniel Deceleulescu, Automasterchef by Mihai Popescu. Spatele de la cămașa mea, că nu pornești ventilația. Și da, dezabonați-vă de la canalul copilului dement. Aici de față. Nu vă dezabonați, că eu am mers încet, am mers cu 50. Da, de mine. Bun, las-o cu teala 1 din față. Da, da, da. Spațiile de depozitare din mașina asta foarte multe, foarte mari, foarte bune. Da. E ok la partea asta, așa. Adică îmi place că nu e genul ăla de mașină OZN-ul. Este OZN-ul cum merge și ți-a ochii tehnologia, dar e lucrat la ea și pentru partea asta de în jurul omului. De asta este că mai avem o setare pe care n-am arătat-o. Display, fii atent aici. S-o face către BMW. Șofer. S-o face BMW și dacă băi, vreți... Băi, de când am spus că F10 devine Tesla, devine S10, ce sau invers. Și acum o face BMW cu volan pe dreapta. De exemplu, dacă eu vreau să arăt ceva, știi, sau vreau să umblu la el, mut, da, ecranul, știi? Mișto, chiar mișto chestia asta. Da, chiar mișto. Daniel, ești liber. Ești liber. De contract. Și aici ca la Peugeot-ul lui Mihai. Trebuie să... tragi de volan. Nu, trebuie să bagi capul înainte, că are botul lung. Bă, Pasca, îmi place mașina asta. Bă, îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie. Senzație de F1. Eu zic că după nuntă, prima zi, dai avans. Cu banii de nuntă? Da. Știi că aici la Oltenia se practică. A doua zi după nuntă, direct F10. Bă, direct? Apropo, trebuie anunțat că
Da, mă duc cu Daniel, am găsit mașina, mergem să o cumpărăm. Ce mașină e, Daniel? Toyota. Toyota. Deci am căutat Fiat 500, n-am găsit. Am căutat broscuță, n-am găsit. Nu, am căutat Fiat 500. Ba, unul avea probleme la pornire, când da. Intram cu treapta întâia cutie de viteze. Ba, altul n-avea aer condiționat. De fabrică. De fabrică, da. Daniel. Da. Dă-i așa un șpârț acum, până... Nu, 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 nu. Nu vrea. Nu vrei deloc să-i dai? Nu vreau deloc pentru că nu mă simt bine. Cum să spun, în viața mea am mers într-o zi de Crăciun cu un fost alergător de raliuri la IMGB și ducea mașina să o vândă. Pe 25 decembrie dimineața, 1900... Zero trafic. 98. Zero trafic, pentru el exista doar stânga-dreapta, unde era o Nova. Aha. Cu carburator dublu corp. 22 de minute până la Slatina, Craiova-Slatina. Și nu mi-a venit rău, cum mi-a venit acum. Și mi-a mai venit rău odată cu fratele meu, care, din păcate, sorry brother, așa cum zice. Păi, mergeam în Germania. Dacă mă duci toată Germania așa, nu. Păi, Popa, dar cum o faci să meargă singură? Cum o faci să meargă singură? Apeși pe un buton aici, pe volan. Aha. Doar că acum, nefiind benzi trasate... Pe sus, picolo, pe unde trasate, merge singură? Poate să meargă singură, da. Dar merge singură, dar asta nu e o mașină. Asta e singura mașină care eu n-am pus pilotul automat. Tocmai la asta, de merge de adevărat la singură. Da, dar merge ca oricare alta singură. Știi ce-mi place? Că direcția îți oferă ceva rezistență și parcă simți drumul, nu foarte mult. E la fel și la PlayStation, Daniel. Asta e direcția pe confort. Eu n-am pus direcția pe sport la mașina asta pentru că e foarte grea. Daniel, vreau să-mi spui diferența. O idee mai grea, dar nu e diferență, să zic, mai mult de 15%. Uh-huh. Când iei picior de pe accelerație, regenerarea cum ți se pare? Brutală. Brutală. Asta de la cineva care conduce hibridă. De asta daily. Da, dar așa nu. Dar e diferență între regenerarea asta și regenerarea Toyota. Regenerarea Toyota, da, e făcută mai... Păi să zicem, pentru un trafic de zi cu zi. Aici, dacă ai luat piciorul, te-ai dus repede în nas și e făcută pentru a favoriza cumva self-driving-ul. Da. În tablou de bord îți arată alte mașini, semafoare și dacă ai farurile aprinse, dacă e în marș arier, și îți arată și navigația pe stânga. E foarte bun tabloul ăsta de bord. Ți-a arătat pietonul după ce am trecut pietonul, de el. Da. Bine, dar pentru camera pe spate, cumva, camera laterală e cumva îndreptată către spate. Către spate are și cameră frontală, da, dar nu e trecută la senzor de parcare, adică vede semafoare. Dacă îți spune dacă e roșu la semafor și spune dacă e verde la semafor. Dacă tu stai la semafor și mașina din fața ta pleacă, mașina asta o să-ți spună chestia asta. Daniel, ia semnalizează dreapta. Aia e stânga. Vezi? Da. Dar vezi că nu ți se pare intuitiv să fie dreapta jos și stânga sus? Nu ți se pare, știi? Contraintuitiv. Nu, nu, nu. Păi e bine. Adică e stânga jos și dacă dreapta sus. Dacă o faci prima oară. Da. Uite, vede, da. Jaloanele. Vede pe cu sacul de cartofi. Nu, dar vede jaloanele. Da. Vezi alea galbene. Ăla nu sunt jaloane, ăla e pista de bicicliști. Păi și alea nu sunt jaloane. Sunt jaloane. Păi ăla pentru pista de bicicliști, nu sunt jaloane de marcaj. Păi nu, dar le vede, le vede. Asta e impresionant. Păi și nu vede parapetul de la gard? Nu. Are anumite... Deștept la asta e cu ăștia de aici, de-a făcut manevra cu pista de bicicletă. Dar după cum vezi, mașina e în modul plaid acum, are toți cai. Și Daniel merge cu ea ca și când ar fi o mașină 100% normală. Dacă vrei, poți să mergi cu ea absolut normal. Dacă chiar vrei. Chill, modul chill ce face? Modul chill îți taie vreo 700 de cai. Da, ce-o face model mai de săraci. Da, exact. Și are autonomie mai mare? Bă, nu cred. Cred că consumul, dacă mergi constant, e același. Eu am mers cu ea pe chill, tocmai ca să nu o bruschez, știi? Cum ți se pare pe viraje? Stabilă. Dar la cât merg eu cu ea? E, cum a fost? Scary. Scary. Scary Terry. Uite câtă lumină e în toată mașina. Cu atâta geam, atâta suprafață vitrată. Să știi că se simte un pic cald de sus. Da? Se simte, da. Să știi că și eu am simțit. Uite, a trecut-o pe chill. Deci, ia accelerează-o chiar pe chill, să vedem cum trage pe chill. Mai omenească. Mai omenească. Da, e un fel de Passat acum. Da. Sincer, eu aștept ca marca asta să schimbe un pic direcția și să facă exact ce trebuie. Bun, mașinile astea sunt jucării pentru oamenii bogați. Faceți ce a făcut
Ford cu Model T. Faceți o mașină din asta cu 150 de cai, maxim 200, că n-ai nevoie de mai mult, cu 500 de km autonomie și cu un preț de mașină obișnuită și au închis poarta la, la toți ceilalți fabricanți. Cu dacă sistemul, chiar se vrea să se trecem la electrificare toată lumea. Cu sistemul de climatizare și precondiționare octovalvă ca să aibă autonomia bună. Și uite-vă și în Tesla se merge așa, ia. Uite, vezi? F10 style. Da. Mașina asta are 5 metri în cap, apartament de aproape 3 metri. E o mașină undeva între un, între un 5 și un 7, știi? Adică nu e rival pentru S. Chiar dacă e Model S, îți dai seama că Elon nu e prost. Știi? Model S, S-Class, știi? Să decoleze, să-i dea rachetă. Dar ce zgomot are motorul ăsta, zici că e făcut în România? Nu e, un zgomot pentru anii 80. Să nu-i dai save. Ca nu, să nu știu, știu, memoria, știu. Bun, ia să vedem ce mai avem pe aici. Pedal and steering, chill sport plate. Plate, normal, no. Sport, no. Normal. Asta ce e, drag strip, pentru plecări? Da, pentru plecări. Autolunch, ce te învață aici? Cum să iei prânzul? Să plec, da. Nu citesc, nu e pentru mine. Trailer mode, slip start, how to help, când ieși din zăpadă, bun. Da. Medium, low. Ba, compresie, ba, ce scrie aici? Compresie, recul. Adaptive, chestii, bun. Default ride height to low. Ca să fie standard pe low, nu, lasă așa. Low. Deci mașina asta stai, nu are mânere. Stai, high suspension data. Ah. Da. Dacă vrei pe low, trebuie să o treci pe sport. Și advanced? Și advanced e, uite, să-ți selectezi tu cum vrei. Confort și handling. Mhm. Las-o cum zice ea. Știi. Cum semnalizezi? De pe volan. De pe volan. Cu asta, așa? Da. Păi ăștia de AOF10 nu o să semnalizeze niciodată. Păi ăștia de AOF10 n-au Tesla. Păi și ea. Primul lucru, ăsta nu e un volan, e o imbecilitate. Da, este. Deci nu poți pilota. Poți să-ți iei volan. Au pus volan. Asta zic, nu poți, mașina asta nu poți să o pilotezi. 10.000 plus, de euro. Plus că, ținând mâinile cum trebuie, da? Vei obosi. Păi în... eu ce zic, am venit de la București pe aici cu durea mâna. Vezi că am limitare la 140. Da, de ce? Tot proprietarul. Păi la tine n-a fost limitată, că tu ai mers cu 160. N-am mers cu 160. Am dacă cu... eu am văzut. N-a fost 150, nu a fost 139. Dă-i blană țară că se duce, nu trece de 140. Ascultă-mă. Dar așa ți-a limitat-o? Da. Ce tare. Știa el ce faci. Știa tu. El. Știa. Bă, ești nebun. Gata, a ajuns la limitare. A mers o secundă accelerația. Gata. Dar nu-mi place, deci volanul ăsta nu e ok. Pentru că nu ai... Să ai gripul mai, în primul rând, mai da. Sus da. Și nu e pentru așa, nu. Deci la cai ăștia îți trebuie volan normal. Da, clar. Kung Fu. Dar vrei să știi ceva? Trage cel mai bine de la 60 încolo. Deci dacă îi dai blană la 60, acolo te... Dar să știi, își face treaba bine suspensia. Mă așteptam să fie mai, mai greu. Deci, excelentă, sincer, suspensia. Model 3 nu e nimic. Nu e nimic, nici da, da. Y, nici... Asta e. Asta este da. Ce trebuie. Da, bineînțeles, și prețul e de 5 ori. Da. Bun. M-am convins. Ia de ce trebuie să facem acum. Iar apăs pe butoane ca să semnalizez. Da. Hai de cap, ăsta de idiot. Uite, aici, cum virezi aici? Așa? Ce dracu e prostie asta? Așa. E o chestie la... Cu feedback, cu configurația asta, cu one pedal drive, cu volanul ăsta la drumuri lungi, te va zăpăci. Te va obosi prea mult. Te va obosi fizic ca să fii... Să o fac să meargă. Mergi cu ea pe chill, e mai ok. Dar regenerarea e aceeași. Regenerarea este aceeași. Trebuie să o modulezi din pedală, să-i faci tu așa, știi? Să o sprițuiești ca pe Cielo, pe gaz. Da, exact. Să te mai arăt un luft după aia și un defect. Unde? Arată-l acum. Că avem timp. La Mihai, acolo. Scuze, că arăcut degetul. Acolo. Chederul. Și nu vine bine, am plasat nici finiția de la stâlp. Ia, dă-i acum pe curbă. Nu. Da, papa, să fim serioși. Eu chiar sunt serios când vă spun că mi-e rău. O, că nu merge, m-am convins, e foarte puternică, dar nu-mi place postul de conducere. Deci nu-mi place, scaunul e mult mai bun decât la Model 3. Mult mai bun, poziția da? La volan e ok, însă one pedal drive și volanul ăsta niște imbecilități. One pedal-ul te obișnuiești. Bineînțeles, lipsa manetei o vei uita, că nu mai conte. Gata. Gata, mă. Cum luăm viteza acum? Bacă, cum e viteza? Păi să o ducem la viteză, așa, știi, să... Uite, așa. La viteză. Pe rotiță, de pe rotiță. Gata. E, ia cu ea acum, popa.
Ce mai faci? Bine, sănătos? Da, foarte bine, Casco. Foarte sănătos. Casco ochii. Ia, bă, ia virajul singur. Dar ce zici, coboară și dealul singur? Dacă scazi viteza, da. Păi o scădem la 40. Nu, la 30. Nu, că 35-40, ca să oricum la viraje. Da? Nu. Începe porțiune cu viteză redusă de 50. Nu, apply slight turning force to steering wheel. Nu zici de viteză, nu... Gata. Bun. O punem pe 40 pe coborâre. Dacă coboară bucovotul singur, îmi iau și eu. După ce voi lui Nichi și îți fur ție darul de la nuntă. Da. Deci îi dăm de stat în jos. Nu, cum trebuie făcut? Așa, din rotiță. Din rotiță, dar deactivează. Cum? Păi, dar nu trebuie să frânezi, nu trebuie să faci nimic. Ia piciorul de pe pedale. Hai, bă, du-te. Așa. Cum? Mai arată mea. Mergi. Ia piciorul de pe orice pedală. Da. Auto-steer not available for the rest of this drive. Pentru că ai luat mâinile de pe volan. Așa. Nu te mai lasă să mai folosești auto-steer. Trebuie să o oprești și să o pornești iar mașina. Păi oprești și o pornești. Bine, treci un parc. Așa. Treci un parc. Acum treci un drive. Da. Auto-steer temporary unavailable. Ok, hai să vedem dacă merge acum. Cruise control. Maxim 30. Hai, lasă așa. Ia, lasă-o, dacă coboară pe bucovăt singură. Da, dacă cere presiune, pui mâna pe volan. Aha, da. Dar ea cum de merg cu ea dormind în ele? Păi le lasă că... Păi cât poți să dormi fără să ții de volan? Pun ceva aici ca să facă... Dași, mă, din mână, că nu țin nimic, n-ai văzut să dorm cu scaunul lăsat pe... Apply slide, hai, un pic. Așa. Gata. Ba. Ba, nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva. Apply slide. Gata. Gata. Ia uite cum virează singură. Băi, ești nebun la cap. Deci nu credeam că o să cobor bucovățul cu Tesla cu o mână pe telefon și cu niciuna pe volan. A, prea tare. Apply slide. Din când în când să-l atingi, din când în când, da. Bine, în spatele nostru e un domn cu Skoda Octavia care se enervează. Păi, da. Aici, asta e limita de viteză aici, 30. Da, e 30, bravo, e 30, da. Bă, e impresionant, să știi. Ia uite. Oho! Oho! A frânat. Auto-steer limited. Gata. Okay. Tare. Eu cred că și de asta e reglată în modul ăsta de one pedal drive, ca să-ți, să... să preajute sistemul de frânare, știi? Uh-huh. Să nu ai transferul ăla de masă care tu l-ai luat o mașină termică, ai luat piciorul din gaz. Da. Buf. Ei, tu ai luat piciorul din gaz, ea deja e înfrânată. Da. Și să te și ajute pe tine să nu fii nevoit să aplici o presiune foarte mare. Dar gândește-te în cazul unei frânări de urgență, până când iei tu piciorul de pe accelerație să-l pui pe frână, mașina deja începe să frâneze. Te poate ajuta chestia asta în caz de urgență. Timpul ăla de reacție, cât timp iei tu piciorul. Știu, păi exact, câștigi distanță. Câștigi distanță, de oprire. Da. Asta e foarte ok. Pentru că regenerarea e foarte puternică, e atât de puternică încât se aprind stopurile de frână. Adică trece de limita legală. Da, de decelerare. Decelerare, exact. Și ai nevoie să pui avertizez pe cel din spate că frânezi, da, că frânezi. Și ce mai faci, bă, Popa? Bine, sănătos. Bine, sănătos, din fericire. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea. Uite cum stă Mihai să-și odihnească. Deci nu-mi place. Nu-mi place chestia asta atât. E cel mai enervant locul. Nu mi-aș lua cu volan din ăsta niciodată. Filmează și podul că a fost gata, observi. Unde e, mă, gata, că scrie ocolis prin... Nu vezi tu, nu vezi că e gata, uite, e gata, nu știi tu să te uite. Ocolis prin stânga. Păi prin stânga e râu. Deci podul ăsta cred că poți să... Săriți de pe pod! Poți să... Păi seama în cât timp poți să faci podul ăsta, dacă îi dai blană. Îți dai seama. Chiar sunt curios de consumul până acum, că am mers numai pe plat. Numai pe plat am mers. Doar eu am mers în cel. Ia de la consum. Trips. Îți faci probleme că nu-ți mai ajunge cablul și nu mai poți... Uite, 17 consum! După tot ce i-am dat. Îți faci probleme că nu mai te lasă vecinii? Sau ți-au luat cât mai răi? Sau... Nu, mă, nu,
că există stații gratuite în Craiova. Nu e problemă de asta. Deci când va fi acea Tesla la 16.000 de euro? Asta? Nu asta. Aia pentru toată lumea, am voi lua și eu. Asta e o jucărie pentru oameni bogați. Dar vrei să știi ceva? Își face treaba. Corect. Până când ajunge Mihai acolo, la parcare, dar nu trebuie să uităm că avem. Deci camerele, energia și îți arată cât ai consumat relativ, adică față de proiecția inițială, pe ce a folosit curentul, pe driving, climate, battery conditioning, elevation, că am coborât și am câștigat, everything else, ok, calendar, messages, whatever, theater îl băgăm în parc, arcade, aici ai toate jocurile, inclusiv solitaire, inclusiv beach rally, șah. Table are? Table, are table. Uite, are table, da, are table. Lasă să mă joc. Te joci table, se joacă Mihai, de asta așa Mihai, Tesla se joace table. Da. Așa. Avem theater, Netflix, YouTube, Twitch și Tesla Tutorials. Avem Toybox, da? Adică, uite, așa. Să moară Bibi! Ce pățiști, popa? Hai de capul meu. Te lovești cu telefonul în gură? Nu, i-am dat cu capul în tetieră. Dat cu capul în tetieră, deși eu eram aici. Asta e mai tare decât aia cu claxonatul când ești pe la botul mașinii, nu? Da. Mai vrei? Nu. Hai, dă-i, ultima dată. Păi vezi, zidul în față! Ultima dată. Așa, de dragul vremurilor bune. Pe cuvânt, mi-e rău. Eu vă bine, spus. Bine, da, gata. Am omit aceea. Păi exact, emission test? Da. Păi ce emisii? Ia semnalizează. Fai de capul. Emission test. Așa. Scoate-l. Ce mai avem aici? Browser, Spotify, Bluetooth, radio, karaoke. Are melodii și tu cânti karaoke, ceea ce e foarte tare. Hai, vrei să cântăm ceva? Da, hai cântăm. Nu putem că e muzica copyright. Pe păi cântăm o melodie de a noastră ceva. Tune in. Păi nu la ăsta cum la se spune. YouTube-ul. La karaoke ar trebui să-ți dea doar linia melodică și versurile să fie pe ecran. Păi versurile sunt pe ecran, dar tot e muzica, melodia în sine, știi? Nu adică dacă folosești negativul, ba da. Ba da, crede-mă. Crede-mă. Ba chiar da, și un sample. Ba da. Păi și filme cum fac ăștia când bagă karaoke? Plătesc drepturi de autor pentru muzică? Da, plătesc drepturi de autor pentru muzică, cum adică? Normal, păi, dar la milioanele de vizualizări pe care le fac ea cu carpool karaoke, tu crezi că ei n-au bani? Plus că aia e televiziune care postează pe YouTube, ei au bani de... Te și cumpără o Opa, Tesla pe minut. Ajută-mă și mine să vând pe Peugeot ăsta, prin urmăritorii tăi, haterii mei care i-ai adunat la tine acolo în... Deci, ascultați-mă. În comunitate. Peugeot-ul lui Mihai e foarte întreținut, cumpărați-l. Ce mă, în parc? În parc? E în parc, nu vezi, suntem în parc, water park. Da, dar vezi tot de... Nu mă lasă să umblu pe ea, că n-am centura. N-avem centurile. Da, ia, let's jam. Ce e asta? Pian. Ce? Acordeon n-are? Cred că aia. Se aude afară? Melodia ta, nu. Dar vrei să aud afară? Fii atent, dacă vrei să aud afară, stai să o oprim. O oprim. Ca să crezi la acordeon, ai vede centură? Horn sound. Fii atent aici. Hai, dă-te jos. Și acum, stai, du-te, dă-mi un microfon. Iau un microfon. Nu, lasă cu asta. Așa. Și vreau tu, Mihai, să zici ceva. Zici ceva. Ce dracu mai ai un leu în portofelul ăsta? Ce să fie? Ai un leu în portofelul ăsta, halul ăsta de sărac ești. Umbli cu mașini de sute de mii de euro. N-ai nimic pe aici, nici prezervative, nici nimic. Ce drac de vlogger ești tu? Bun. Ia uite, permisul de conducere pentru copii eliberat de Republica Ghana. Ce dracu mă, popă, uite. De Republica Ghana? Da, așa scrie. E, Ghana. Fii atent. Așa, poți să desenezi, poți să faci. Am mai arătat noi în alte clipuri cu Tesla, am mai arătat și eu. Acum... Asta, a, sună claxonul DJ. Nu, uite, ia, stai. Vreau să claxonez acum. Stai, nu acum. Aplauze. Aplauze. Mihai, la nu-i claxonul. Ce dracu faci? Păi cum nu? Aici? Aici claxonul și asta da. E ceea ce e. Ce? Ăsta ce e? Nimic, airbag-ul. Da. Așa, și hai să facem outro afară, dar îl facem așa. Mașini cu Luci Popa, Automaster și Bani Hăpescu, Daniel Constantin Leulescu și Tesla Model S Plaid. Mulțumim că v-ați uitat, abonați-vă, v-am pupat. Bye, bye. Solo. Solo percuția. Popa.